persoanele care au ajuns de urgență la Spitalul Județean din Craiova și au avut nevoie de investigații imagistice s-au lovit de o mare problemă. Cele trei aparate computer tomograf și remeneul nu au funcționat. Aparatele care deserveau pacienții din toată Oltenia s-au defectat în urmă cu câteva zile, iar până la această oră problema încă nu s-a rezolvat. Pacienții sunt direcționați către centrul de imagistică Prima Medical pentru investigații. Reprezentanții unității medicale spun că se întreprind toate demersurile pentru remedierea defecțiunii în timpul cel mai scurt.